15 femei din raionul Nisporeni și-au vândut obiectele meșterite în cadrul unui târg din Estonia. Acesta a fost o parte a unui seminar menit să le învețe cum să-și pună pe roate sau să-și dezvolte un business de succes. Instruirea a fost organizată de incubatorul de afaceri împreună cu autoritățile estoniene. La cei 23 de ani, Corina Necula este pasionată de croitorie. Tânăra spune că visează să-și transforme pasiunea într-o afacere, iar în Estonia a făcut primii pași pentru realizarea dorinței sale. Ea a preluat experiența femeilor de afaceri de acolo, dar și a vândut 20 de pijamale pe care le-a confecționat timp de o lună într-un atelier improvizat. Noi, ca să promovăm și să vindem mai ușor, am îmbrăcat pijamalele pe noi. Uh-huh. În plină stradă. Le-a plăcut și lor ideea că noi vrem să promovăm că pijamalele nu se poartă doar acasă. Sunt unele articole care poți să le porți și în stradă. Participantele afirmă că s-au întors acasă cu un bagaj vast de cunoștințe în domeniul afacerilor. Că o doamnă este contabilă și lucrează 3-4 zile sau jumate de zi ca contabil, a doua jumate de zi și o dedic hobby-ului. Deci, practic, toate antreprenoarele au genul respectiv de activități. Mi-a plăcut mult că doamnele erau foarte deschise, ne-au povestit despre ideile lor de afaceri și ne-au inspirat prin ideile lor. A durat 3 zile, iar la el au putut să participe femeile cu vârstele cuprinse între 18 și 35 de ani, interesate să-și dezvolte un business. În cadrul proiectului ne-am propus ca ele să meșteșugărească fiecare în propriile sale produse, ca ulterior să poată să le expună la o expoziție din Estonia. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.